Stimați reprezentanții mass media, vă mulțumim că ați dat curs invitației noastre și ne cerem scuze pentru incomoditățile pe care le creează puținul spațiu al sediului nostru modest, dar am vrut să-l vedeți. Este un sediu format din 3 birouri, aflat la demisolul unui bloc locativ, care dovedește și modestele mijloace de care dispune Liga Orașelor și Comunilor în calitate de partid nou format și finanțat absolut legal cu prezentarea tuturor rapoartelor către Comisia Electorală Centrală. După cum bine cunoașteți, pe parcursul săptămânii trecute, mai exact în zilele de joi și vineri, a avut loc o întreagă operațiune de denigrare și compromitere a Ligii Orașelor și Comunilor, formațiune creată în mare parte de aleșii locali din întreaga țară, care își propună să devină vocea comunităților locale, care a crescut rapid în ultimele luni și care, după cum se vede, a început să fie văzută ca și pericol de către mai mulți actori politici din țara noastră. Joi a fost reținut candidatul Ligii Orașelor și Comunilor pentru funcția de primar general al Chișinăului, domnul Mihail Bagas, la doar două zile după ce acesta a depus actele pentru înregistrarea în cursa electorală. Spre regret, până la ziua de azi, chiar dacă am solicitat prin intermediul familiei și celor apropiați, noi nu am reușit să primim niciun mesaj de la domnul Bagas care ar confirma sau infirma implicarea lui în faptele care îi se incriminează. Reieșind din circumstanțele create, Consiliul Național al Ligii Orașelor și Comunilor, convocat în ședință ieri, 24 septembrie, a adoptat o decizie în acest sens, care va fi comunicată la finalul acestei conferințe de presă. În ziua de vineri, 22 septembrie, linșajul mediatic și atacul public a continuat prin celebra declarație a Rinii Spătaru, președinta ALDE, care s-a autodeclarat public agent sub acoperire, infiltrată în anturajul lui Ilan Șor. Am vrea să expunem foarte clar poziția noastră. Noi salutăm orice acțiune care va duce la purificarea clasei politice, deconspirarea agenților de influență ale Moscovei, finanțați de Șor și alți oligarhi fugari și desigur vom susține excluderea acestora din circuitul politic. Însă în acea ieșire publică, doamna Arina Spătaru a făcut și o declarație gravă, interpretând în felul său mesajul procurorului general transmis în Parlament și declarând că Liga Orașelor și Comunilor, ca și partid, conducerea căruia trebuia să fie preluată de Șor prin Mihail Bagas, care, prin acea declarație, ar fi fost și finanțatorul partidului. Doamna Spătaru a uitat despre faptul că Liga Orașelor și Comunilor, ca și structură, nu are funcție de președinte de partid. Principiul de organizare pe care am insistat noi, cofondatorii partidului, încă la etapa de constituire a acestuia. Formațiunea este condusă de un bord de copreședinți, numărul cărora va crește în dependență de reprezentare teritorială. Ca să ajungi unul din copreședinți, trebuie să fii votat de majoritatea delegaților propuși de congres, la congres de organizațiile teritoriale. Dacă ipotetic admitem faptul că Mihail Bagas este omul infiltrat de Șor în loc, oare putea acesta să fie votat de delegații, spre exemplu, care îl susțin pe primarul de Edineț, domnul Constantin Cojocar, a primarului de Ștefan Vodă, domnul Vladislav Cociu, a echipei din Ialoveni condusă de domnul Anatolie Dimitriu, de echipele 10-lor de primari și de echipele celor peste 100 de candidați ai Ligii Orașelor și Comunilor din 12 raioane ale țării, care vor merge în aceste alegeri? Cu siguranță că nu. Dar dacă organele de anchetă au informații pertinente că Mihail Bagas ar fi trebuit să preia conducerea LOC, de ce acest proces a fost oprit? LOC și reprezentanții săi chiar ar fi vrut să afle cum acest lucru s-ar fi întâmplat la modul practic. În spațiul public bântuie zeci de întrebări pertinente, la care organele statului ar trebui să răspundă. De ce Arina Spătaru divulgă public probe dintr-un dosar de rezonanță crucial? Unde sunt banii transmiși și sumele anunțate în spațiul public? De ce echipele locale ale ALDE au fost finanțate generos și de unde vin acești bani? De ce la ALDE, în mai multe raioane, au migrat echipele lui Șor? De ce organele de anchetă au permis unui agent sub acoperire să scoată și să prezinte public o probă din dosar importantă, precum este telefonul mobil prezentat? Noi avem un răspuns și o deducere în acest sens. Pentru că misiunea Arinei Spătaru, alias Victoria Bogatu, nu a fost finalizată. Arina Spătaru are de finalizat o misiune electorală, pusă în sarcină de cei care i-au scris textul pentru conferința de presă din 22 septembrie.
Scopul celor care stau la spatele doamnei Spătaru este ca Liga Orașelor și Comunilor să fie compromisă în acest debut de campanie electorală, iar candidații loc să migreze spre alte formațiuni politice. Pentru că sub pretextul războiului, sub pretextul luptei cu șor, foarte ușor pot fi puși sub preș și primarii incomozi, dar și activiștii care nu au luat poziția plecării. Niciunui actor politic nu este convenabil la apariția unei formațiuni populare, pornite de jos, dar care a ajuns în câteva luni să aibă alături 10 de primari de sate și comune și mai mulți primari de orașe decât are chiar și partidul de guvernământ. Cine ar sta la spatele atacului lansat de Arina Spătaru contra Ligii, Orașelor și Comunilor? Cred că răspunsul este mai mult decât evident. În conferința de vineri au mai fost declarate lucruri grave, precum că Mihail Bagas ar fi finanțatorul Ligii Orașelor și Comunilor. Eu am aici un raport financiar care a fost prezentat și CEC-ului. Copiile acestea vor fi prezentate instituțiilor media, care prezintă unicul venit, adică o unică donație pe care a primit-o partidul, de 25.000 lei, bani care au mers spre achitarea locațiunii sediului în care ne aflăm cu toții. Aceasta este dovada că noi nu avem o altă finanțare decât cea pe care o declarăm în public și pe care am raportat-o la CEC conform procedurilor. Iar ce ține de Bagas, am vrea să aflăm de la organele de anchetă de ce reținerea lui, din câte înțelegem după o lungă anchetă și operațiune de filaj, a avut loc imediat după ce acesta a depus actele pentru înregistrarea în calitate de candidat și nu până la. Răspunsul este și aici, la suprafață. Pentru a compromite imaginea Ligii Orașelor și Comunilor. Nu vă vine a crede că putem crește ca partid fără bani. Mai bine v-ați întreba de ce oamenii nu vin la voi, dar vin necondiționat la Liga Orașelor și Comunilor. În acest sens, calificăm declarația Arinei Spătaru și încercarea ei tendențioasă și bine planificată de mai sus de a ne asocia cu proiectele politice ale lui Șor, drept o calumnie și un neadevăr. Eu personal am mai multe întrebări la doamna Spătaru în privința învinuirilor aduse locului și prima ar fi: cum puteți fi atât de cinică și mincinoasă în privința mea și a colegilor mei, dacă pe data de 19 august curent v-ați întâlnit cu mine în Leova ca să discutați despre eventuală colaborare între partide? Ne-am văzut la insistența doamnei Spătaru în ziua în care a fost constituită organizația teritorială ALDE în Leova. Echipa în fruntea căreia a fost aleasă o persoană propusă și delegată de mine, domnul Sergiu Grecea, fost ofițer pe care îl respect foarte mult și care cu siguranță nu știa și nici nu știe, la fel cum nu știam nici noi, pentru cine de fapt lucrează azi și față de care eu vreau să îmi cer public iertare, pentru că chiar am crezut că îl propun ca și lider într-o echipă care promovează valorile europene. Și pentru că noi față de doamna Spătaru răspundem pentru ceea ce vorbim, o să vă rog, domnilor cameramani, să filmați îndeaproape această secvență. Probabil nu se vede prea bine, dar noi vom publica pe canalul de Telegram al partidului aceste secvențe. Doamna în roșu este doamna Arina Spătaru. Suntem într-un local aflat în imediată apropiere a parcului orășănesc Leova. Este alături de fiul său, de șofer, și cel cu mânica scurtă, în cămașa cu mânica scurtă, sunt eu. O să publicăm aceste imagini video pe grupul nostru de Telegram. Dacă loc era un proiect al lui Șor, ce ar fi căutat doamna Arina Spătaru să se întâlnească cu mine la Leova? Va spune că și aici era sub acoperire. Nu aș fi atras o atenție deosebită acestei întâlniri dacă nu ar fi fost o expresie pe care i-am spus-o doamnei Spătaru și la care am primit o reacție neașteptată. I-am zis doamnei că toți cei prezenți, către toți cei prezenți, că în alegerile prezidențiale din 2024, noi, forțele pro-europene, ne putem pomeni în situații în care să nu avem altă alternativă decât a o susține la funcția de președinte pe doamna Maia Sandu. La care Arina Spătaru a răspuns prompt: vă rog să nu faceți această prostie. Întrebarea mea către doamna Spătaru este: acest răspuns tot în Cezareea v-a fost dictat? Sau vă vedeți deja candidată la funcția de președinte a Republicii Moldova? O să considerăm retoric această întrebare, la fel ca și scopurile reale ale dumneiei, inclusiv de la acea etapă când a început o colaborare fructuoasă cu Șor și până la etapa când s-a pomenit, probabil fără voie ei, agent sub acoperire.
Doamna Alina Spătaru, alias Victoria Bogatu, încearcă să prezinte și să se prezinte în calitate de salvatoare a națiunii, considerându-se unicul agent sub acoperire care a luptat cu caracatița politică a fugarului Șor. Și în acest caz, doamna Spătaru minte. În operațiunea complexă de elucidare a agenților de influență care urmau să racoleze candidați în întreaga țară, au coparticipat zeci de persoane care iubesc această țară și au făcut numai puțin decât ceea ce declară cea care a apărut în această luptă cu mult mai târziu și în circumstanțe total diferite decât cele pe care le declară. O să facem în premieră o dezvăluire, dar într-un mod corect din punct de vedere juridic, astfel încât să nu prejudicăm ancheta aflată în derulare. Fără a da detalii în exces despre modul în care Liga Orașelor și Comunilor s-a implicat activ în colaborare cu subdiviziunea Sud a Centrului Național Anticorupție, privind deconspirarea exponenților lui Șor, care încercau să corupă mai mulți candidați la funcție de primar din regiunea de sud a țării. Alături de mine sunt doi colegi, membri ai Ligii Orașelor și Comunilor, care la solicitarea mea au conlucrat direct cu ofițerii CNA. Au informat, documentat și înregistrat tentative de corupere a aleșilor locali și viitorilor candidați, tentative venite din partea interpușilor lui Șor, indiferent de denumirea formațiunii pe care o reprezintă. Cu permisiunea dumneavoastră, aș vrea să ofer cuvântul colegului meu, primar al comunei Sărătieni din raionul Leova, domnul Igor Prida, care vă va oferi mai multe detalii. Stimați reprezentatori mass media, stimați concetățeni, mă numesc Prida Igor, sunt primarul comunei Sărătieni din raionul Leova și sunt aici în fața dumneavoastră pentru că personal am încrederea în fondatorii și în membrii acestui partid, Partidul Loc. Am venit în această conferință de presă pentru că Partidul Loc este atacat pe nedrept. Și să fac toate tipurile de încercări ca să fie acest partid distrus din fașă, aici, la naștere. Deci este o nouă mișcare în care cetățenii au încredere. Și mișcarea asta este creată de membrii acestui partid care poartă tot respectul în localitățile sale pentru ceea ce fac, pentru ca să îmbunătățească bunăstarea și viața oamenilor din localitățile din Republica Moldova. Deci, acum am menționat că membrii sunt persoane cu cel mai mare vot de încredere și este de menționat încă lucru că este format din aleșii locali din nivelul 1 și 2, din toate persoanele care într-adevăr poartă grija de localitățile din Republica noastră. Eu personal sunt convins că anume această formațiune politică va face totul pentru de a îmbunătăți nivelul de trai al cetățenilor din Republica Moldova. Și acum referitor la declarațiile doamnei Alina Spătaru. Declar și sunt ferm convins că partidul politic Liga Orașelor și Comunilor nu face și nu poate să facă parte din jocurile și proiectele formațiunii Șor. Ca dovadă aduc așa un caz care s-a petrecut cu mine personal și a avut loc într-o chemare telefonică, care am avut-o personal 2 luni în urmă, m-a contactat unul dintre membrii formațiunii Șor, care mi-a făcut propunere de a adera la partidul respectiv și de a mă candida la funcția de primar din partea partidului Șor, cu propuneri de a mă susține în această companie la concret, cu surse financiare. La ceea ce eu am refuzat, am contactat liderul nostru din raionul Leova, domnul Alexandru Bujoreanu, liderul partidului Loc, domnului Alexandru, și la rândul său, dumnealui a sesizat ofițerii CNA, cu care am intervenit în colaborare și am început conlucrarea. Ceea ce iarăși dă dovadă că nu putem face parte din jocul partidului sau formațiunii Șor.
La moment nu vă pot numi nimic ceea ce este legat cu dosarul respectiv, pentru că dosarul se află în deluare și din acest motiv nu am dreptul să divulg informații. Vă mulțumesc mult! Vă mulțumesc, stimate domnule primar, și vă mulțumesc în primul rând pentru curaj, pentru verticalitate și pentru faptul că nu ați cedat presiunilor și ofertelor cu siguranță generoase pe care le-au făcut reprezentanții acestei grupări. Alături de noi mai este un coleg care încă nu este primar, dar este candidatul Ligii Orașelor și Comunilor în satul Ceadâr, raionul Leova, și care ne poate spune mai multe despre experiența lui de racolare din partea celor de la Șor. Bună ziua, mă numesc Pușcudan Gheorghe, sunt candidat la primarul satul Ceadâr, raionul Leova, din partea Partidului Politic, Liga Orașelor și Comunilor. Și efectiv și membru al acestui partid. Atunci când domnul Alexandru Mujuranu a anunțat despre inițiativa de a crea Partidul Politic, Liga Orașelor și Comunilor, am ales să ader acestei echipe, să fac parte din echipa dată, motivându-mi alegerea prin modalitatea organizatorică pe care au ales-o cofondatorii și copreședinții formațiunii politice din care facem parte. Adică este un partid care a plecat pleacă de jos pentru a forma practic bazele secunde jos de la baza primarilor de comune, primarilor de orașe și așa mai departe. Cam mai târziu, anunțând în satul natal despre inițiativa mea de a candida la funcția de primar, să fiu contactat de unele persoane din anturajul grupului Șor, promițându-se într-un fel sau altul, adică am fost contactat cu propunere de a candida din partea dumnealor la funcția de primar, promițându-se o susținere financiară în perioada campaniei electorale și post, în cazul în care voi câștiga alegerile locale, adică salarii în afară de salariul de primar și așa mai departe, plus susținerea politică, susținerea financiară în toate activitățile pe care le am. După prima abordare am contactat domnul Alexandru, desigur, ca mai apoi să contactăm cu CNA Regiunea Sud, unde am conlucrat cu ofițerii de anchetă și ofițerii de investigații. Am pus la dispoziție toate probele care au fost nevoie. Din păcate, nume nu putem divulga, care ar putea, să spunem așa, ar putea, într-un fel sau altul, cauza careva pagube anchetei care este în derulare. Atâta timp cât totuși în Republică mai există organe de drept, organe de instituții de drept care luptă cu corupția, cu persoane ca cei care sunt plecați pe hotarele țării și finanțează unele partide politice sau încearcă de a cumpăra. Și atâta timp cât totuși sunt partide politice ca Liga Orașelor și Comunile, noi vom demonstra că nimic, și nu, adică nu totul se vinde și nu totul se cumpără. Mulțumesc frumos! Mulțumim, domnule Gheorghe, mulțumesc colegi pentru încredere, pentru patriotism și, cel mai important, pentru curaj. Și nu în ultimul rând, pentru faptul că în raport cu alți pseudo-agenți divulgați, nu declarați în spațiu public detalii care ar putea să prejuceze ancheta, cum ar fi înregistrări, probe și altele care deja sunt în lucru, în proces și și au fost transmise către ofițerii onești de la CNA Sud, care își fac conștiincios munca. Eu sunt onorat să vă fiu coleg și prin ceea ce ați făcut dumneavoastră, prin faptul că ați avut încredere în sugestiile mele și ale ofițerilor CNA, se dovedește că nu doar un singur om a lucrat pentru deconspirarea schemelor de corupere a lui Șor în această țară, nu doar o eroină a coparticipat în acest proces complex de purificare a clasei politice, dar acest lucru a fost posibil și prin implicarea multor oameni, zeci din care vor privi această conferință de presă. Spre regret, nu vor ieși public mulți din ei, dar le sugerez să o facă și să nu permită ca opinia publică să facă eroi din personajii care au beneficiat direct de finanțarea fugarului Șor. Iar în moment în care au fost deconspirați, puși la perete, s-au reîncălțat în aer și se dau drept salvatori naționali. Noi știm cine sunteți de fapt. Mai mult ca atât, la întâlnirea cu președinta Republicii Moldova, cu liderii partidelor europene extraparlamentare din 28 august 2023, am informat-o personal pe doamnă președintă și reprezentanții celorlalte partide pot confirma acest lucru, despre unele scheme care se practică în regiunea de sud, privind finanțarea grupării criminale Șor, inclusiv prin companii private, inclusiv prin vânzări fictive în afara hotarelor țării. Și acest lucru a fost confirmat și de doamna președinte, care era informată și din sursele pe care le are apropiate, inclusiv organele speciale.
Am ținut să facem aceste clarificări, dar acum aș vrea să trecem la partea politică și la insinuările și atacurile concentrate, efectuate pe parcursul săptămânii trecute, în raport cu Liga Orașelor și Comunilor, pornind de la învinuirile înaintate candidatului Loc pentru Primăria Chișinău. În orice structură asociativă, inclusiv politică, răspunderea este personală și nu colectivă. Noi avem precedente, inclusiv în actualul partid de guvernament, că nu un candidat, dar chiar primarii în exercițiu erau reținuți, iar partidul reacționa printr-o postare de disociere. Este un astfel de precedent un temei de a defăima întregul partid? Cu siguranță că nu. Dar un partid serios, iar Liga Orașelor și Comunilor este un partid responsabil, nu poate admite planarea suspiciunilor și bănuielilor rezonabile care pun sub lovitură nu doar un om, dar o echipă formată din mii de oameni, îndeosebi acum în plină perioadă electorală. Noi am oferit domnului Bagas platforma politică pentru a candida, iar oricare acțiune pretinsă ilegală, săvârșită post factum, este disociată de partid a priori. Liga Orașelor și Comunilor și reprezentanții acestuia nu au primit niciun leu de la domnul Bagas, în calitate de donații, pe cont bancar sau neoficial, sau în oricare altă formă acuzație pe care o să o atacăm pe autoarea neinspirată acestor declarații în instanța de judecată. Noi sperăm mult că instanța va investiga cu obiectivitate și imparțialitate acest caz de rezonanță, iar domnul Bagas va avea posibilitatea, dar și argumentele, să-și dovedească nevinovăția. În această ordine de idei, în urma ședinței Consiliului Național al Ligii Orașelor și Comunilor din 24 septembrie 2023, a fost decisă retragerea suportului politic oferit de formațiune candidatului acesteia pentru primăria municipiului Chișinău, Mihail Bagas. Loc va întocmi demersurile necesare către Consiliul Electoral de Circumscripție Chișinău în vederea retragerii din cursa electorală a domnului Mihail Bagas, candidat la funcția de primar general al municipiului Chișinău. Liga Orașelor și Comunilor va păstra în cursa electorală lista candidaților pentru funcția de consilier municipal Chișinău și a candidaților în suburbii, examinând în mod individual fiecare candidat care a fost înaintat în vederea neadmiterii personajelor sau candidaților deghizați ai lui Șor. Liga Orașelor și Comunilor se disociază de toate acuzațiile publice aduse de diversi actori politici, le califică drept calomnioase și având scopul de a prejudicia imaginea partidului în scopul obținerii dividendelor electorale. Liga Orașelor și Comunilor va rezista și va merge ferm în aceste alegeri locale, chiar dacă acestea au început într-o manieră mișelească și minciunoasă. Eu vă mulțumesc și aș vrea să ofer colegilor mei copreședinți ai partidului, domnul Anatolie Dimitriu, domnul Constantin Cojocar, dacă ar dori să completeze ceva la cele declarate. Mulțumesc! Desigur, bună ziua tuturor! Suntem într-o etapă când se destart campanii electorale și deja partidul nou creat, care vreau să subliniez, avem foarte puțin timp de când abia am deschis contul electoral. Nu ne mai vorbim că contul preelectoral am avut mari obstacoli de a-l deschide. Timp de o lună și ceva, băncile, trei bănci mari de Republica Moldova ne-au refuzat să deschidem acest cont. Din start am văzut că avem bariere și obstacole privind promovarea partidului Liga Orașelor și Comunilor. Dar asta am depășit. Este important că noi avem susținerea celor care sunt cel mai aproape de cetățean și avem toată încrederea că toți cei care sunt, fie primari, fie consilieri locali, raionali, președinți, vicepreședinți de raioane, care au aderat și care vor să adere la proiectul nostru, sunt cei mai aproape de cetățeni și cunosc într-adevăr problemele cu care se confruntă cei care sunt prezenți în localitățile și în satele și orașele noastre. Acum, nuanțat, vreau să punctez câteva chestiuni. Noi, Liga Orașelor și Comunilor, sigur că înaintăm cerere prealabilă și o chemăm în judecată pe doamna Arina Spătoară, agentul sub acoperire, cum se pronunția. În baza legii numărul 64 din 2304-2010 cu privire la libera exprimare și sigur că vom înainta în judecată cererea privind informații care au apărut difamatoare asupra Ligii Orașelor și Comunilor, informațiile false, vă spun din start, pentru că invocând într-o conferință de presă că Liga Orașelor și Comunilor urma să fie preluată de către un oligar,
din start este ceva, dar desigur că mass media interesată au preluat aceasta, că deja suntem și finanțați. Doi, sunt întrebări față de structurile statului. Din 2010 până în 2014 am fost deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Am fost membru a Comisiei Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică. În 2012 a fost votată legea numărul 59 din martie cu privire la activitate specială de investigații. Am fost parte a acestui proces unde în comisie am studiat foarte amănunțit fiecare articol din această lege. Și am întrebări nu către doamna Arina Spătaru, că ei nici nu știe ce a citit de pe acea foaie care i-au dat-o cei din spate. Am întrebări către organele statului. Cum se poate că probe din dosar, vorbim că i-a prezentat, aceasta este o probă. Alte probe care au apărut în spațiu online, din dosarul dat, să fie făcute publice într-o conferință de presă. Articolul 15.4 din această lege spune clar că colaboratorii confidențiali sunt obligați să păstreze secretul anchetei, sunt obligați să păstreze secretul informațiilor ce le-au devenit cunoscute în timpul efectuării măsurilor speciale de investigație. Dacă nu păstrează aceste secrete, sunt trași la răspundere penală. Deci ar trebui intentat deja proces penal împotriva agentului sub acoperire, care a ieșit public cu probe din dosar. Ce se întâmplă cu aceste probe din dosar? Automat nu mai sunt calificate ca probe. Automat înțelegem că toți cei care au ieșit în conferință de presă și cei care stau în spatele acestui agent sub acoperire lucrează pentru ușor. Altfel, cum poți să distrugi probe care ar fi pentru un dosar de a condamna un oligar? Cum să înțeleagă cetățeanul simplu de ce doamna agent sub acoperire iese cu probe și le face publice? Desigur că avem întrebări pentru organul de anchetă. De ce au stopat această anchetă, dacă să luăm că au fost veridice informațiile prezentate de doamna agent sub acoperire, a spus clar că deputați PAS sunt, mulți deputați PAS sunt finanțați de ișor și sunt într-o colaborare strânsă cu acest fugar oligarh. Oare ați auzit un nume dat de către organele de închetă sau către dumneavoastră cine sunt acești deputați? Oare nu urma să mai continue această închetă și să vedem într-adevăr care sunt deputații de la guvernare, așa a spus, deputații de la guvernare din fracțiunea PAS. Desigur că noi am fi vrut să derulez această anchetă și să vedem într-adevăr cum urma să fie preluat Partidul Liga Orașelor și Comunilor de către fugarul oligarh. Eu aș fi vrut să văd cum Baga sau alt infiltrat vine să-mi dea mie bani. Sau altui coleg, unui primar. Din lista care a fost publicată de către Șor, nu o să găsiți niciun lider local sau candidat la primar sau primar care este în echipa Ligii Orașelor și Comunilor. Niciunul. Absolut nu o să găsiți în țară niciun primar care a aderat la Liga Orașelor și Comunilor, care a primit măcar un leu pentru a adera. Noi suntem o echipă care ne cunoaștem din mult timp, ca primari. Și în procesul unui congres a autorităților locale s-a decis ca noi să mergem să formăm această mișcare care este LOC prescurtat sau Liga Orașelor și Comunilor. Deci, la toate aceste întrebări, stimați reprezentanți mass media și stimați cetățeni, trebuie să avem răspuns. Răspunsul trebuie să vină nu de la doamna agent sub acoperire, dar de la organele de anchetă. De ce au încălcat legea 59 din 2012 privind măsurile speciale de investigație? De ce distrug din fașă acest dosar pe care trebuie condamnat Șor. Atât. Mulțumim, domnule președinte. Și dacă îmi permiteți, eu am să cobor puțin la firul ierbii. Am să încerc să vă aduc câteva motivații. În primul rând, pentru ce recent a fost format locul. Locul este formațiunea politică în care, practic, s-au regăsit primarii care nu au avut acoperire politică. Nu au avut acoperire politică nici pe dreapta, nici pe stânga. Nemai vorbind pe ieșchierul fugarilor, oligarhilor, etc., etc. Aici au venit oameni curați din teritoriu,
cu o intenție nobilă, cu o intenție de a merge sub o platformă în campanie electorală. A merge în campanie electorală pentru că majoritatea dintre ei au fost primari independenți sau primari veniți partidic, care nu s-au mai regăsit în partidele adeseori corupte sub diferite formule. Eu la fel sunt un reprezentant a primarilor care am mers independent în mandatul trecut și am mers independent tocmai că nu m-am regăsit în formațiunile politice toate murdărite până peste cap. Intenția de a ne uni în loc a fost una nobilă, de a crea o platformă locală de a fi aleși. O astfel de platformă, legislația Republicii Moldova nu ne permite la nivel local de a forma. Și de ce am format o astfel de platformă la nivel național? Al doilea aspect, și a spus și domnul copreședinte Bojorean, a fost aceea că noi am mers pe principiul că nu trebuie să avem un lider politic. Pentru că liderul politic de obicei poate fi supus anumitor tipuri de șantaj. Am mers pe principiul regionalizării copreședinției. Nord, centru, sud, iar ulterior cu posibilitatea de extindere în diferite zone, Chișinău, Găgăuzia, etc., etc. Acest principiu vorbește despre aceea că, practic, influență în partid nu rămâne liderii, ci rămân oamenii de jos prin cuvântul pe care au îl spune. Foarte mulți oameni au avut încredere în noi, foarte mulți oameni au venit la noi și iată cu o zi, două înainte de începerea campaniei, de câteva zile înainte de începerea campaniei electorale, un atac brusc. Un atac brusc sub oameni falși, sub oameni sub acoperirii, ca să mă convinc până la urmă cât de repede o bună intenție poate fi îngropată. Cât de repede o nobilă intenție poate să-și bată joc cineva. Noi nu suntem oamenii care au venit cu experiențe politice mari, pentru că suntem oameni care am construit, am făcut în teritoriu și facem încă. Noi nu suntem oamenii care suntem legați cumva financiar de cineva sau de ceva. Până chiar și același congres a partidului nu l-am făcut în capitală, pentru că n-am avut posibilitățile financiare, ci l-am făcut la periferie. Toate elementele care țin de partidul nostru, sub solul unde ne aflăm, într-un local foarte mic, deci vorbește despre faptul că suntem oameni care venim cu intenții nobile de a face și deci pentru comunități și nu a fi încărdășii cu cineva. Este mai mult decât clar că interesele de a ne ponegri, de a ne denigra, vin din diferite ieșchiere, le presupun și de pe stânga și de pe dreapta, dar mai ales de pe cel al bandiților, fugarilor, oligarhilor, etc., etc. Vreau să afirm cu certitudine că noi nu suntem partidul buzunarului cuiva, nu suntem partidul bandiților, nu suntem partidul oligarhilor, ci suntem partidul asociat pe principii de platformă locală. Noi nici nu ne-am, până în prezent, nici nu ne-am arătat, ce ținând dorința, tendința, ca ulterior să fim o platformă națională, până când am mers pe conceptul unei platforme locale. Iar acest lucru, la sigur, n-a fost pe înțelesul pe potriva cuiva și s-a încercat a ponegri. De ce? Pentru că majoritatea primarilor noștri sunt primari, sau candidaților la primari foarte calitativi, care ar fi fost buni pe listele cuiva, pe listele unor partide, fie ele oligarhici, fie ele ca viziune pentru primarii noștri. De aceea, această incertitudine pentru ei și încercare de a ne ponegri vine anume și din acest deziderat. Ne ponegresc pentru că nu au putut să ne racoleze acolo, adică să ne racoleze politic, vorbesc aici. Eu personal la Edeneț sunt sigur că nimeni, dar nimeni din toți candidații care nu i-am atât de mulți, sunt 7 la număr candidați la primar, dar sunt pe munchi de cuțit și cu certitudine oameni sinceri, oameni aleși pe principiu corectitudine în relații cu toți cei din jur. Eu personal la Edeneț sunt în asociere cu 5 sate și celălalt oraș Cupcini, care vorbește despre faptul că ne-am asociat pentru a face ceva pentru comunitățile noastre. Atât, nimic altceva. Nu, deci, oligarhiei, nu banilor din afară, prompt împotriva la toate aceste lucruri, fără nicio alt tip de viziune și disociere de tot ce ține formulele de corupere de divers tip. Asta este viziunea noastră din teritoriu și aceasta cred că va fi și în continuare. La sigur că
rechinii mari politici încearcă să racoleze practic în toate partidele sub diferite formule. Dar noi vom încerca de fiecare dată prin formula respectivă pe care am ales-o de a fi și ca conducere de jos în sus și nu de sus în jos, să demonstrăm că și în Republica Moldova se poate deconstruit un partid axat pe principii, un partid axat pe clar viziune și un partid axat pe problemele oamenilor. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule primar! Sunt careva întrebări? Dacă nu, atunci noi vă mulțumim și aveți încredere. Liga Oracelor și Comunilor va merge înainte. Vă mulțumim! Mulțumim!